Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare fani și astăzi la un episod de FIFA 23 Pack Opening, un nou icon pack. Nu player pick, din păcate. Dacă place seria, nu uita să apăsați pe butonul de like, foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere. CĂTĂXPCG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coin să faceți nou like and pack, nu player pick. Pe fifacoin.com, codul de reducere CĂTĂ, link-urile aveți în descriere și haideți să vedem, domnilor, ce se va întâmpla cu acest icon pack. Aceeași poveste, vreme R9. Asta e echipamentul de față, am nevoie de jucători la mijloc, ideal ar fi un, evident, Pira, Gullit, Zidane. Nici nu știu dacă mai există vreun jucător top la mijloc, nu-mi vine în minte în momentul ăsta. Nu vreau să văd Petit, evident. Și dacă se poate, în cel mai rău caz posibil, să-mi dea un Van der Sar, Prime. Măcar și o treabă, până la Team of the Season stau pe spate. Și, bineînțeles, n-ar fi rău un Cafu, sau Capita, sau Zambrota. Și Zambrota ar fi ok, deși l-am varianta la SBC. Sau, ca să mergem și mai departe, rău de tort, nu m-ar deranja un Maldini și nu m-ar deranja un left winger, dar habar n-am ce left winger bun ar fi acolo care să fie mai rapid și mai țapăn decât nenea Smolarek. Pușcaș cu raolată, ia contracte cu metrașurile odată. Mergem mai departe și bineînțeles R9 forever, ăla îl vrem de fiecare dată. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit dacă ați făcut pack-ul ăsta. Mie mi se pare că e ultra mega legendar de scump, adică în punctul ăsta jocului peste 500.000 pe un pachet, în ideea în care cred că 70% din iconuri gen varianta Prime sau World Cup cred că sub prețul acelui pachet, ceea ce înseamnă că nu e bine, domnul, e la eSports, dar nu, aia e. Bun, hai să luăm rapid și pachet din astea purileozaure. Mai avem și o șansă la Foot Fantasy. Mâine o să fie, opa, minim boards, Cehanoglu. Mâine nu o să fie aparent Foot Birthday sau redenumită și a promoție. Am văzut că e ceva cu Foot Ballers. O fi promoție nouă? O redenumit Foot Birthday un Foot Ballers de ăsta? Abar n-am. Așa că vom vedea mâine ce bagă. Banghilii și banghilii. Hai să meargă. Au, mai și ăsta. Nu prea am nici spații pe market. Așa că să sperăm că nu-mi dă dubluri grămadă. Pachetele grele le las pentru mâine. Hai, Gigele. Okay, nu ne interesează. Nenea Sony Ericsson. Hai, domni. Domni, cum le zice, hamster de la EA Sports. Pedaliran. Silverian. What the fuck, hey, man. Right winger back. Sambia. Cam nervos, nenea Sambia. Dai trece. Ceva de la CFR, un alta pe aici nimic. Ok. Mă, chiar. Eu până acum n-am văzut nici măcar un jucător de la Ucluj în pachet. Nu e echipa Ucluj în FIFA sau care e schema? Iar Silver, ce pușca lui Vasile. CDM. Bă. Bă. N-are cum. Așa ceva e imposibil, frate. Deci chestia asta am mai văzut-o și la alți streameri, teoria că, ei, îți ascultă ăștia chestiile pe care le vorbești. Bă, da, e un pic cam mare coincidența să vorbești de CFR și să dai fix jucături de la CFR fix acu. Bă. Dar R9 ăla, domnul, la eSports, ce ziceți? Că, na, numai de vreo 16 ani mă joc și eu FIFA. Nu, chiar, nimă și sârbu. Am vrea și noi R9 ăla, domnilor. Zic, că văd că trageți cu urechea pe aici. Vezi că dumneavoastră trageți cu urechea, nu dați R9, nu tragem și noi cu bumnul, ce? Ok. Am suspectă treabă. 84 hoverții. Bată Hector Valderrama de Reyes. Domnilor. Chestii cu extraterestri. Acum să mai văd și jucători de la Ucluj. Direct am închis calculatorul și am fugit în munți. Nu-i că le dau ăștia cu Excel. Meh. Meh, și cum
combinații nebunești, domnilor. EA Sports. Urmăresc EA Sports. Văleleu. Văleleu, maică. Polițar. Ok. Scuze, dacă o să crească fodărul. Am pus jucătorii la vânzare la prețuri din alea extra mega legendari de mari. Și apoi așteptăm să vedem dacă pescuim ceva. Urmăm. Am ceva parlete din astea. Parlete. Am să zic că pachete pârlite, parlete. Băi, ok și parlete, adică... Parlevo français, qu'est-ce que tu fais, CM, 83, Luis Alberto, Coche și toți prietenii săi. Bun. Foarte rău pachetul ăsta. N-am prins nici măcar un Foot Fantasy Hero, ceea ce e un pic tristuț, dar asta este. Probabil că o să treacă așa promoția, că v-am zis, păstrez pachete pentru noua promoție Footballers. Spania, chiar acasă. Deja e o brăznicătură. E pachetul din astea, părătie mai am. De fapt, stai că trebuie să dau oricum sub in Lycan. După aia luăm pachetul ăla pârlit de Lycan. Și cine dă la pachetul pârlit de Lycan, ne dă naționalitate și la, evident, Icon Pack. Opa, Walkout. Ok, cred că nu-i Modic. Brozovic. Bun, și ăsta. Și în spatele lui, Moș Crăciun și prietenii săi. Morata cu Mojica. Nici nu știu dacă mai costă ceva ăștia. Trebuie să mă uit să văd. Rare Mega Pack. Deci ăsta nu cred că e pachet pârlit. Parcă e 35.000 sau ceva în genul. Ok. Bun, și ăsta 85. Costic. Ia Costic. Hai că nu a fost un pachet rău ăsta. Chiar bunicel. Costa astea ceva? Absolut nimic, salpa. Îl cheamă Marș pe ăsta, ha ha ha, Marș. Marș, Marș. V-ați prins gluma, că Marș. Hai să dăm submit la pachet, domnilor. Cine știe. Tot e data asta, R9. Nu știu cum de nu pică niciodată R9 la pachete. Cum au picat și jucători de la CFR cândva. Bun. Primul. Posibil să greșesc, de fapt. Dar, așa ți minte, primul SBC pe care l-am făcut anul ăsta, am și jucat ceva, 412 meciuri, a fost legendă la club, chiar un card bun, mi-a plăcut mult, dar din păcate trebuie să plece alături de nenia din Atale, care nu are ce să facă la echipă, ești nebun, degeaba costă 200 și ceva din 88 rating, te-ai dus veric, când vreodată o să intri în echipă, n-ai nicio șansă. După aia pârlitul ăsta de Vardy, care a venit de la campaign, țapă back din ăla. Și red pick-urile... În mod normal păstram red pick-urile, dar asta este, după ce am făcut Mbappe de 92, nu prea mai are ce să-mi dea numai un Neymar și ceva pe acolo, lemnării de foc, așa că, salutare! Cu Jumbo, ați plecat. Nu pot să cred că l-am dat. Mai bine cumpăram, ești nebun, un jucător de 85 decât să-l dau pe Thiago, hai că da. L-am pus acolo cu Brazilia, domnilor, știu eu schema asta. Fiți antenă. La pachetul ăsta ce l-am primit de la Player Pack, Player Pack auzi de la pachet, o să-mi dea ghiciți ce? O Brazilia domnilor. Dar care e pachetul? Ăsta. Primul gol Player Pack. Naționalitatea ce pică aici va pica și la Icon Pack. 100%. Sigur pică să ești nebun, mi-l dă pe Katsuranis. Ok, ce în spațiu la asta. Hai să, da. Regulatorul și Froilerul. Hai că punem pe ăștia sus. Să vedem, domnilor. Din ultimele 4 Icon Player Pick-uri, Pack-uri, am primit Roberto Carlos Mid, după care am primit de 2 ori la rând, exact din acest pachet, Petit World Cup. Nu mai vreau Petit World Cup. După care, într-adevăr, s-o revanșa jocul într-un fel sau altul și mi-a dat Roberto Carlos Prime, pe care l-am jucat, dar este mult mai slab in-game decât Recele. Bă, ăsta avea altă față mai înainte, what the fuck, man? În fine, Recele cap de vila, mult, mult mai bun, mult mai meta, pentru care craci lungi, agață mingile, te bate fizic cu ei. Robbie Bubble l-am băgat pentru că voiam să dau lovituri libere cu el, ce să vezi, nu mă mai faultau oamenii. Robbie Bubble, super sau asta este.
Hai, Gigele. Cum ar fi un R9, domnilor? Dar m-aș mulțumi cu Van der Sar, uite, nici măcar nu-l cer pe R9. 3, 2, 1, țap! Nu uitați să folosiți codul de reducere KTXPGG pe PC Garage și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins pentru acest pachet absolut legendar din care eu o să primesc R9. Ne ascultă băieții la Ești Sports, R9. Nu uitați să folosiți codul de reducere KT pe FIFACoin.com. Linkurile aveți în descriere top or. Hai mă! Nu mai fi obraznic! Prime! Răzbunarea golfistului că l-am băgat la gold upgrade. L-a trimis pe taxul. Aolo! Pe șian, dar vezi asta zic. Să dai 600 de mii, 500 și ceva de mii pe pachetul ăsta. Pachetul ăsta trebuie să fie maxim 300 de mii în momentul ăsta al jocului, maxim. 500 și ceva de mii dacă era player pick de 3 bucăți. Aolo, dați cu like-uri, domnilor, haide. Asta da, bun. Pe că-l bag titular, ești nimon. Ce păcat că l-o mai am pe Bale, făceau chemistry împreună ăștia doi. Buni jucători, mustați araș. 3 cu 4, o, nebunie. Păi mamă, accelerație blană. Shoot-ul ăla blana, o pasă aia nu există. Dribbling-ul ăla nean. Bună toti, fizic blan. A jucat bine băiatul. Ai jucat și la Real Madrid, e fac titular dacă ai jucat, n-ai jucat, asta este ratat. Da. Cât costă oare? A. Este la preț de fodder? Adică practic puteam să cumpăr un Lewandowski și cred că era mai scump ca ăsta? Bun. Foarte bine am prins, domnilor. Da, să vedem ce primesc vineri la pachete. Probabil că o să-mi dea o grămadă de jucători untradeable dublură și o să mai facem încă unul din ăsta pentru săptămâna viitoare. Ei, Chaikin pack, bun, faceți domnilor acest pack, că este forță. Este fain divizionare, aveți o super fain în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare.